În statutul Casei Regale, semnat acum aproape 10 ani, regele Mihai a stabilit reguli clare în legătură cu linia de succesiune în Casa Regală a României, dar și cu normele de conduită pentru membrii săi. Imediat după decesul șefului Casei Regale a României, fără vreo proclamație ulterioară, moștenitorul evident sau moștenitorul prezumtiv, în funcție de cine va fi în viață și primul în linia de succesiune la acel moment, va primi din acea clipă titlul și apelativul de rege sau regină, indiferent de poziția familiei ca dinastie domnitoare sau nedomnitoare și indiferent dacă mai târziu va alege sau nu să nu folosească un asemenea titlu sau apelativ. Într-o anexă la statut, regele Mihai a modificat legea salică a descendenței exclusiv masculine și a scris negru pe alb că după moartea sa, principesa Margareta rămâne șef al casei regale. Îi urmează în linia de succesiune sora sa, principesa Elena și fiica acesteia, Elisabeta Carina. Urmează a treia fiica regelui, principesa Sofia și fiica sa de 17 ani, Elisabeta Maria. Iar ultima în linia de succesiune este fiica cea mică a regelui, principesa Maria. Istoricii apropiați casei regale spun că, dincolo de normele stricte din statut, moștenirea regelui Mihai este mai degrabă una simbolică. Familia regală a României nu va mai fi aceeași după dispariția regelui Mihai. Regele Mihai a trecut printr-un mare război, a făcut niște acte istorice importante pentru întreaga umanitate. Cei care vin după el au o misiune complicată, aceea de a se ridica la standardele și la nivelul regelui. Există un testament politic al regelui Mihai, dincolo de chestiunile care țin de credința în forma de guvernământ monarhică. Cred că una din dorințele regelui a fost aceea ca familia regală să continue, să devină cu adevărat o instituție, parte integrantă a statului român. Politicienii s-au preocupat și de statutul juridic al casei regale. O lege inițiată de cei doi șefi ai Parlamentului, Călim Popescu-Tăriceanu și Liviu Dragnea, îi acordă șefului casei regale același statut cu al foștilor șefi de stat. Legea este în acest moment în dezbatere.